vezi, eu am decis să vă arăt programul. Adică Windows Defender falsă pe care l-am găsit, l-am primit. Deci, sunt un Windows XP, într-o mașină virtuală, cu numele meu, Alin, tu ai deci, sunt sigur. Dar uitați-vă, uitați-vă ce fac eu, uitați-vă ce fac eu, că nimeni nu face un dialog cu mine, uitați-vă ce fac eu. Scriu ceva pe comand, pop și apoi te skip programul. Și acel program este Windows Defender fals. Ce se declară ce ar fi fals. Ce nu poți să am o fată până este deci. Haideți să vedem. Stați, pentru că a dat reset la calculator. A dat reset la calculator. A resetat calculatorul și nu a făcut un dialog cu mine. Deci, da. Microsoft Security Essentials. Domnule, am mai primit și virusul ăsta. Windows Defender fals. Cred că de la Twilight Sparkle fals. Hai să scanăm. Anulează. E în limba rusească. Setări. Cum scap de limba aia? Proprietăți, țintă, Microsoft, o pe serios, Microsoft n-ar face niciodată așa ceva, de ce trebuie să spuneți? Mama mia, e limba rusă, dar nu înțeleg aproape posibilul. Haideți să scanăm adânc. Materializăm. Cred că blochează anumite site-uri web. De ml.com. No. Nu merge. Pentru programele alea mare pe care cum să vă zic. Dacă le aplic, nu știu nici ce face limba aia rusă troianul ăsta, bă. Actualizez, sper să fie. Test manager. Nu l-a dezactivat. Pe Windows-ul esențial nu mai înțeleg. Microsoft. Cei care l-au inventat pe acel vas Microsoft esențial să fiu vinovat și la pușcărie cu ei. E da. Microsoft.com. Nu merge.
să crezi că e un rusă. Bă, virus ăsta. N-am cum să-l traduc. Este posibil ca Windows Defender să mai aibă, în afară de asta, Windows Defender să aibă niște componente false de Microsoft Security Essentials. Aoleo! Am deschis ceva și Microsoft Security Essentials alerta mi-a detectat asta. Deci... uitați ce fals! Uitați ce Windows Defender am găsit fals, am găsit eu, youtuberii mei. Test Manager e un virus. Hai mă, pleacă de aici. Curăță PC-ul. De toate spargă pornul ăsta. Șterge-l, șterge-l, hai. Să-l scanez online. Bun. Bun, te minte. Haideți să găsim. Caută. Mamă! Ce? L-am găsit pe Killer Grey cu Microsoft Security Essentials. Mă scuzați, Microsoft. Pot să caut asta? Reclamă, mi-a dat reclamă. Alo? Mă scuzați, haide să închidem. Asta, haide pe serios. Nu încerca să instalați așa ceva la voi un calculator. Deci, Windows Defender fals l-am făcut și orice aș deschide, fie că e Explorer, orice program de sistem care deschide să și Command Prompt și Regedit, tot asta o să vi-l dea. Stați că mai spune ceva. Eee, da. Nu încercați asta ca să e pentru profesioniști, am mai spus, haideți să... Închide, închide. Chiar nu pot să închid alerta aia stupidă. Du-te, mama ta, de unde se defende. Am mai spus asta, bugă, plus, dar aplic acțiunii. Eee, da. Așa ceva. Acum, să-mi dați like, comment și subscribe.